Mulțumim această ploaie de primăvară. Amin. Glorie Domnului! Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Iar Duhul Domnului, dragii mei, prin profetul Isaia, capitolul 10, versetul 1, ne învață cum trebuie să ne rugăm. Și spune cuvântul în felul următor. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșucată pentru toată verdeața de pe câmp. Dragii mei, așa cum constatăm în Sfânta Scriptură și în mai multe versete de aici, putem observa, dragii mei, că este vorba de o ploaie, o ploaie timpurie și o ploaie târzie, dragii mei. Și în cartea profetului Ioel spune felul următor, bucurați-vă că El vă va da ploaie la vreme. Vă va trimite ploaie timpurie și ploaie târzie, căci voi turna Duhul meu peste orice făptură. Vă este cunoscut acest verset din cartea profetului Ioel, da? Domnul va turna peste orice făptură din Duhul meu, a spus Duhul Domnului. Dragii mei, aș vrea să vă spun și așa cum știm cu toții, astăzi este declarată ca fiind prima zi de primăvară, echinocțiu de primăvară, 20 martie. De aceea am citat acest lucru, dragii mei, ca Domnul să aducă ploaia, ploaia aceasta de primăvară. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Oare noi ne-am gândit vreodată, am cerut vreodată acest lucru, Domnul să toarne această ploaie de primăvară peste inimile noastre? Dragii mei, în contextul poporului Israel existau aceste ploi, și anume ploaia târzie, era vorba în luna octombrie și noiembrie, când cădea peste poporul, peste țara Israel, o ploaie care era numită ploaia timpurie, dragii mei, pentru că era sămânată sămânța în pământ și trebuia ca să încolțească această sămânță, ca să aducă, să germeneze, dragii mei, colțul, trebuia să cadă o ploaie timpurie. Iar ploaia târzie, dragii mei, era în luna martie-aprilie, când înainte de coacere trebuia să aibă loc această ploaie târzie. Acum, dacă putem observa și înțelege, ploaia este simbolul Duhului Sfânt. Glorie Domnului! Și am vrea ca această ploaie a Duhului Sfânt să o toarne Domnul peste inimile noastre. Amin? Amin. Dragii mei, ploaia timpurie a căzut odată în ziua cincizecimii peste primii ucenici. Și a avut nevoie, dragii mei, biserica primară pentru această ploaie timpurie, ca ei, ucenicii prin apostoli, să pășească în lumea aceasta, să propovădească Evanghelia, vestea bună a Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, dragii mei, călăuziți și împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și noi, fiecare, dragii mei, a avut loc această ploaie timpurie, când în inima dumitale, când în inima mea a avut loc această dragoste din tâi, această convertire, dragii mei, și Duhul Domnului ne-a dus în minte, a pătruns în ființa noastră, ne-a deschis și ne-a luminat, dragii mei, și ne-a dus pe această cale a pocăinței. Și dăm slavă, cinste și glorie Domnului pentru această lucrare a Duhului Sfânt care a avut loc în inimile noastre. Însă, dragii mei, aș vrea să vă spun și să nu ne oprim aici. Avem nevoie de ploaia de primăvară, adică ploaia târzie. Fiecare avem nevoie, fiecare individ, fiecare biserică, pentru ca să ajungem nevoie, ca să rodim fiecare, ca să aducem rodul nostru să ajungă la o maturitate, la o coacere. Trebuie să avem această umplere a Duhului Sfânt, această călăuzire divină. De aceea ne îndeamnă cuvântul, cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară.
Dumnezeu să ne binecuvânteze, să dorim această apă vie, dragii mei. Domnul s-o toarne peste inimile noastre. Amin. Nu se poate. Dacă noi nu dorim această apă proaspătă, dacă nu dorim, dragii mei, această călăuzire divină, cum să toarne peste noi, Domnul, dacă noi nu cerem? Domnul să ne ajute să fim oameni vii, să însetăm după această apă sfântă, dragi mei, pe care și psalmistul în psalmul 42 spune: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Însetează sufletul tău și sufletul meu după această apă vie, după acest susur a Duhului Sfânt, dragii mei. Domnul să ne ajute, amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți, dragii mei, să ne pregătim pentru această rugăciune, când dorim ca Duhul Domnului să reverse peste noi călăuzire. Este nevoie în aceste vremuri, dragii mei, de această călăuzire divină, ca Domnul să îmbărbăteze bărbați, dragii mei, amin, pentru ca Evanghelia să fie vestită până la marginea pământului, dar trebuie ca să fim împuterniciți de această putere a Duhului Sfânt, dragii mei. Dumnezeu să ne călăuzească și să fie cu noi. Spune cuvântul aici în Apocalipsa 22: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre drept, să intre la pom și să intre pe porți în cetate. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Domnul să ne ajute să dorim această apă proaspătă care ne înviorează sufletul, care ne face, dragii mei, să avem această bucurie a mântuirii în inimile noastre, ca să nu se așterne peste ființele noastre această monotonie, această plictiseală, dragii mei, de pocăință, ci noi să fim oameni care să ne rugăm lui Dumnezeu și la bine și la rău, să dăm slavă și cinste, glorie în numele Domnului. Ne plecăm pe genunchi cu toată adunarea, ne rugăm ca stărință, ca Domnul să reverse peste noi ploaie de primăvară, adică Duhul Său cel Sfânt. Amin.